Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit! Sunt Adriana Zaharia și vă invit să rămâneți alături de noi la emisiunea Agenda Publică. Da, ne aflăm la emisiunea Agenda Publică. Sunt în această seară cea care îl locuiește pe colegul meu Mihai Sălceanu, cel care v-a obișnuit în ultimele ediții ale Agendei Publice cu invitați din sfera culturală și cu teme culturale și în același timp și politice. Dar în această seară eu vă propun să rămânem puțin în sfera culturală. Despre ce vom discuta vom afla în minutele următoare. Mai întâi aș vrea să vă prezint invitații noștri din această seară. Îl avem alături de noi în platou pe domnul George Vulturescu, redactor șef al revistei Poesis și cunoscutul poet național. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnul profesor și critic literar Alexandru Zota. Bine ați revenit, domnule Zota! Bine v-am găsit! Și nu în ultimul rând, domnul Dumitru Păcuraru, scriitor și directorul trustului nostru de presă. Bună seara și bine ați revenit! Bine v-am găsit! Da, rămânem în sfera culturală și am să vă spun acum de ce. Mâine se împlinesc 170 de ani de la nașterea cele mai mari personalități culturale și politice pe care le-a dat Sătmarul. Este vorba de dr. Vasile Lucaciu. Sătmărenii sunt invitați mâine la monumentala statuie. Adică în 22 ianuarie. Da, am să îmi permit să fac o rectificare. Cu această ocazie, pe internet circulă ca dată de naștere, data de 21 ianuarie, toate lucrările de specialitate, inclusiv matricula botezaților care se află la Muzeul Memorial de la APA. Consemnează ca dată a nașterii 22 ianuarie, deci mâine este ziua în care s-a născut dr. Vasile Lucaciu și invit pe toți sătmărenii și iubitorii de cultură, istorici, să îl comemorăm așa cum se cuvine sau să-l aniversăm. Deci mâine se întâlnesc 170 de ani de la naștere și anul acesta comemorăm... Anul acesta comemorăm 100 de ani de la moartea doctorului Vasile Lucaciu. Intrăm așadar în centenarul Vasile Lucaciu. Da? Anul trecut am încheiat anul tot cu un centenar. Este vorba de 100 de ani de la nașterea cărturarului Nae Antonescu, colaboratorul nostru de la Informația Zilei, de la ziarul Solstițiu și... Nu în ultimul rând, de la revista Poesis. Revista Poesis, Informația Zilei și Informația TV, ca de obicei, și-au făcut datoria. Și am avut un număr întreg, poate chiar două, dedicate domnului Nae Antonescu. În acest sens, aș vrea să-i dau cuvântul prima dată domnului Vulturescu și să-l întreb ce ziceți, domnule Vulturescu, puteam face mai mult pentru Nae Antonescu? Cum sărbătorim un centenar sau cum comemorăm o personalitate care... împlinește 100 de ani de la naștere sau de la moarte? Haideți să pornim de la coperta acestei reviste, care este foarte interesantă și o datorăm unei vizite pe care am făcut-o împreună cu Ana Păcurar, cu Dumitru Păcurar și cu Ionica Moldovan, deci la el acasă, deci omul cu geanta, evident, coperta... Ridicați. V-aș ruga să ridicați coperta ca să o vadă și... Evident, coperta multiplică ca și cum am fi vrut să acoperim, ca și cum am vrut să acoperim tot anul cu această imagine. Vreau să spun că atunci Oana Păcurar a înregistrat și un film. Așa că noi vom avea niște surprize, deci noi am publicat în revista Poesis câteva chestiuni, câteva surprize încă și cu Nae Antonescu. Pentru că suntem aici redacția Poesis, deci de la Dumitru Păcuraru, de la Alexandru Zota, vreau să spun că noi, într-un fel, am trăit sub această, hai să spunem, o aripă, că tot Vulturescu numindu-mă, deci a lui Nae Antonescu. Deci el ne-a fost aproape, ne-a fost un ghid peste ani, un ghid prin hățișurile istoriei. Și știți foarte bine că perioada în care ne-am dezvoltat noi, multe lucruri și subiecte erau închise, dar deci Nae Antonescu a avut grijă să ne sfătuiască frumos, așa, curajos și evident ca un mentor pe care noi l-am simțit. A doua problemă pe care aș vrea să spun, deci da,
Deci un centenar, începem un alt centenar. Vreau să-i întreb și pe colegii mei, deci pe Dumitru și pe Alexandru Zota. Dragă doamna Adriana, nu ți se pare că suntem de la început pe teritoriul unei legende? Eminescu, sărbătoarea s-a încheiat de curând. Știți că sunt două date de naștere, da? Deci în decembrie și în ianuarie. Știți că sunt probleme și cu moartea și așa mai departe. La fel și la Vasile Lukács. La fel este și cu Vasile Lukács. Și la moarte și la deci, naștere. Probabil că așa se intră în legendă. Dar aici, înainte de a spune că... Deci mai este încă o dată, 21-22, eu am găsit și data de 26, Valeriu Sabău din Maramureș. Și 29. Da, deci nu știu pe ce se bazează, deci sunt mai multe date. Și de aceea, una dintre propunerile pe care voi avea eu în această seară va fi un colocviu național. Și pentru această dată, dar voi mai avea și alte lucruri, deci un colocviu național, pentru că noi știm despre Lukács, noi sădmărenii, apare în gazeta, în emisiunile noastre, dar în țară nu este cunoscut. Și să invităm, deci, personalități mari, academice, care să fie, deci, capabile, după ce terminăm acest colocviu, să edităm cuvântările de acolo și să rămână, deci, lucrurile oarecum clarificate. Dar închei, deci, răspunsul acesta mulțumindu-ți că una dintre aceste enigme, deci, ai rezolvat-o, Adriana, cu cea cu moartea, 28-29. Deci, iată, probabil că va mai fi încă de lucru la această memorie în fața căruia noi, sădmărenii, suntem datori. Da, așa este, vă mulțumesc. Să revenim la Nae Antonescu. Ce părere aveți dumneavoastră? Colaboratorul nostru, Nae Antonescu, s-a sărbătorit cum merita sau se putea face mai mult pentru Nae Antonescu, referitor la centenarul nașterii sale? În afară de noi poeți și să mă ierte ceilalți, s-au făcut câteva lucruri în județ, dar noi cei de la Poesis încercăm în condițiile pe care le-am avut, ne-am făcut într-un fel datoria. Așa. Deci am editat diferite manuscrise pe care le-am avut. Vreau să știți că și eu personal, deci îi datorez acea posfață de la dicționarul pe care l-am avut 1700-2000 și că sunt dintre cei care port o memorie vie și fără el noi, generația care am fost de la Dorin Sălăjan, de la Baias, de la cei care suntem grupul care am crescut într-un anume fel. Deci noi toți am fost sub, era Corneliu Bala, știți foarte bine, deci așa de la care ei. Deci noi am avut șansa, am avut șansa să-l avem pe acest om care ni l-a adus într-un fel alături și pe un alt sătmărean. Și de fapt pe doi a adus-o pe Livia Bacăru, noi nu știam pe Livia Bacăru, el a fost cel care ne-a adus-o și pe Ștrempel. Deci Ștrempel era într-o cușcă a Academiei, deci evident zic cușcă ca metaforă, dar cel care ni l-a apropiat și ne-a spus, deci a fost Nae Antonescu. Cum el ne-a făcut multe, a deschis multe uși către revistele din țară, pentru noi, pentru sătmăreni. Da, așa este. Da. Aș vrea să-i dau cuvântul acum domnului Dumitru Păcuraru și aș vrea să-l întreb dacă domnia sa, ce zice, se poate cultură fără politică sau politică fără cultură. Mi-aduc aminte că domnul Nae Antonescu era unul dintre semnatarii rubricii din Informația Zilei, Politica omului de cultură, pe care am desființat-o din cauza că s-au stins din decedat, viață, s-au stins da. Colaboratorii. Da, eu aș reveni la domnul Nae din perioada 1990, când am lucrat împreună la Solstițiu. Venea cu geanta lui de contabil, nu ca și geanta lui Vulturescu, pe umăr, lejeră, o purta în mână, așa cum se poartă, cum poartă un domn o geantă, nu pe umăr, ca și
când te duci la, la oi. Deci venea cu geanta lui de, de contabil, plină de ziare vechi, de cărți și ne instruia cum se face presă. Era vorba de ianuarie 90, februarie, martie, deci primii ani, primele luni după, după decembrie 1989. Și dacă ne referim la întrebarea care ai pus-o, dacă se poate politică fără cultură sau cultură fără politică, acestea merg mână în mână. Dar aceste două mâini sunt o mână de uriaș, vulgară, nespălată, cu unghiile netăiate și o mână plăpândă de copil. Deci merg mână în mână, dar așa sunt mâinile care, despre care vorbim aici. Zic despre mâini pentru că Igheduca, de exemplu, a scris în memorii despre mâinile foarte multor politicieni. Despre mâinile lui Titu Maiorescu, Tache Ionescu. Ei, domnul Nae Antonescu avea o mână care parcă simțeai că te încălzește. Când dădea mâna, simțeai toată căldura, îți transmitea ca și un vrăjitor, parcă îți transmitea cunoștințele lui. Da, și... Domnul Nae Antonescu s-a înscris printre primii în PNCCD și după el majoritatea celor din, de la redacția Solstițiu au urmat oarecum din instinct și din convingeri această linie. Și nu numai Nae Antonescu s-a înscris în PNCCD și vă aduceți aminte că foarte mulți intelectuali de modă veche s-au îndreptat spre un partid. Cei din Transilvania, în mod natural, s-au îndreptat spre PNC, PNCCD. Îl regăsim acolo pe Adrian Marino, pe Petre Stoica, Țepelea, Bulgăr, Vasile Vetișanu, cei de așa. Deci, oarecum, cele două domenii, cultura și politica, sunt condamnate să meargă împreună. Și dacă tot vorbim despre, despre politică și cultură, chiar zilele acestea s-a făcut cunoscut că s-a dat o știre 50 de milioane de euro au primit partidele politice, subvenții în anul pandemiei 2021. E o sumă destul de frumoasă. În și același timp, cât a primit? Păi, la nivelul poate știi Vulturescu, mare, care da. O geantă. Cât am primit noi, atât a primit și cultura în general. Nu, este este cenușăreasa societății, din păcate, cultura și literatura și mai mult decât atât. Să nu uităm, asta. Dumitru Pecoraru, ai vorbit despre Adrian Marino, care știu că ți-a fost apropiat și cunoști atâtea lucruri despre el. Vreau să știți că cei 10 ani, primii 10 ani ai revistei Poesis, au apărut finanțați datorită unui proiect a cărei semnătură a fost Adrian Marino. Așa este. Adrian Marino mi-a dat și recomandarea pentru unii scriitorilor. Și când am deschis-o, erau un rând și jumătate. Îl recomand pe Dumitru Păcuraru, autorul volumului Miere de Vieți, pentru a fi primit în Uniunea Scriitorilor. Atâta tot. Și am zis, domnul Marino, dar atât? Păi zice, uite-te dumneata acolo sus, avea un antet mic Adrian Marino cu albastru. Și o semnătură deci, jos. Numele pe care și l-a construit și vorbim și de Nae Antonescu și de alții și de politicienii cu mâinile, dar nu ai mers mai departe cu exemplele, câte mâini poate am strâns și noi așa, deci bun, dar vreau să vă spun că acest nume adunat pe o carte rămâi la dator această cu generație lista, era important. Rămâi dator cu lista scriitorilor pe care i-am adus la Satu Mare. Sunt cam mulți, sunt peste 600 de scriitori și asta înseamnă că am strâns 600, mai mult de 600 de mâini, că am plecat și noi la alții. Peste 680 peste de scriitori 600. Din țară și din întreagă, și din, din Europa mai ales, chiar și din Statele Unite am avut invitați la Poezie. Așa, împreună. Și încă un lucru aș mai vrea să spun,
Vasile Lucaciu, doctor Vasile Lucaciu, cum este cunoscut, este cunoscut în țară exact în măsura în care sunt cunoscuți toți memorandiștii din Transilvania și toți oamenii care au făcut ceva pentru cultura română. Deci nu este mai, puțin, spun că este mai puțin cunoscut decât Titu Maiorescu, are noroc, dar nici Titu Maiorescu, e la școală, se învață câte ceva, dar nu sunt cunoscuți. Aș vrea să atrag atenția totuși că, din păcate, am văzut și în ultima vreme mai mult, totul se reduce la memorandistul. Memorandistul, deci așa, care a avut un rol principal în elaborarea memorandumului și asta nu-mi place și de aceea am venit eu cu această idee. Ți-amintești, Dumitru Pecuraru, că ai fost unul dintre susținători, deci noi mai avem și în acest an, deci are Grigore Maior, deci are câteva date pe care trebuie să le sărbătorim. N-a apărut în presă și peste tot, dar noi știm, ți-amintești cu președintele Academiei, cu mai mulți oameni, da. Deci am fost tot ce a editat acele pliante foarte frumoase. Deci noi trebuie să facem pentru acești oameni mai mult. Trebuie să facem mai mult. Nu e numai memorandistul. Noi știm ce activitate cumplită, grea. Deci de ce spun cumplită? Pentru că el a făcut închisori. Deci a fost de câteva ori în închisoare. Deci prima închisoare, dacă îmi amintesc, așa te rog, Adriana, care ești un cercetător. Este momentul să arăți ce a făcut. Ce a făcut în închisoare, da. Închisoare. Dar după ce n-a pierdut vremea. N-a pierdut vremea, da. A fost arestat preventiv în 1887. Pentru delict de presă. Nu, asta mai târziu. La început, primul proces a fost în 1887, l-a apărat Alexandru Ferențiu. Da. Avocatul Alexandru Ferențiu a fost arestat Vasile Lucaciu preventiv 35 de zile atunci. Se întâmplau lucrurile exact cum se întâmplă poate și în zilele noastre. Avocatul său, Ferențiu, n-a avut timp nici să-i studieze dosarul, dar în cele din urmă a fost achitat. Toată lumea s-a adunat la un restaurant în satul mare și a sărbătorit achitarea lui Vasile Lucaciu. Dar vreau să spun acum un pic de familia Ferențiu. Da? Avocatul Ferențiu este nimeni altul decât tatăl primului primar român de satul mare, Augustin Ferențiu. Casa este aici pe strada Mircea cel Bătrân, numărul 8, unde am inaugurat cu ocazia centenarului Biblioteca Petru Bran, dr. Vasile Lucaciu. Da? Și oarecum în acest sens ne întorcem puțin și aș vrea să propun și o altă abordare. Cum receptăm noi cultura, personalitățile culturale? Sigur, zicea că n-a fost numai un memorandist, ci a fost și profesor. Profesor, domnul, da. Zota, dumneavoastră a fost profesor atâția ani. Da. E o meserie grea sau foarte ușoară. Și sigur, mergând la profesoratul lui Lucaciu, ajungem și la Petru Bran. Deci, iată că istoria culturală este o binare, o înlănțuire de evenimente, de oameni, de chiar situații. Voi ați publicat în ziarul de astăzi, de ieri, deci iartă-mă, deci acea chestiune cu Petru Bran, deci așa, care descrie, deci, cu întâlnirile de la Oradea. Nu e cu Petru Bran, cred Petru că... Petru Bran, în informația în care, de duminică, era deci, un număr din arhivă, da. Deci da, și de în care Petru Bran era acolo și recita. Vasile Lucaciu a fost unul dintre recitatorii de la aceste întâlniri de la Oradea. Este vorba de o întâlnire de la Viena, pe când Eminescu era la România. De la Viena, atunci, sigur, așa, împreună. Deci, aici aș vrea să mai spun ceva, că am și eu, dar trecem la latura pe care ai deschis-o, deci cu învățământul. Da. Păi, mai întâi aș vrea să spun câteva lucruri despre Nae Antonescu. Așa, chiar vreau să vă rog. Pentru că am lucrat cu el câțiva ani, puțin. Pentru mine a fost o întâmplare fericită că am lucrat cu el, pentru că eram nou venit în satul mare. Nu cunoșteam aproape nimic despre județ, de istoria lui, dar nu de istorie, de starea în care era județul când am venit eu. Nu știam
că sunt mai multe naționalități. Știam de maghiar și român, încolo nu știam. Nu știam că sunt mai multe culte religioase. Nu știam că sunt niște tradiții culturale. Nu știam că există niște zone folclorice, așa mai departe. Și multe lucruri am aflat de la Nae Antonescu, care era sursa cea mai autorizată și n-a trebuit să caut și să tatonez terenul, că îmi spunea el dacă aveam interesul, dacă întrebam. Dar ce mi-a plăcut mie la Nae Antonescu a fost discreția lui. Eu eram tânăr venit, nou, nu mă cunoștea mai nimeni. Am ajuns acolo că era nevoie de cineva să facă funcția de documentarist pentru cadrele didactice. Să caute, să documenteze pentru a veni în sprijinul pregătirii cadrelor didactice. Asta era obligația noastră. Nu eram prea solicitat. Însă în perioada aia mă preocupa și pe mine propria vocație, să zic. Și voiam să mai citesc, să mă pregătesc. Frecventam, deși terminasem și a doua facultate, frecventam un cerc de studii de dramaturgie și teatru la București, la Universitatea București, și cercetam. Căutam să citesc cât mai mult. Și lui Nae îi plăcea foarte mult că nu pierd vremea și că dacă am timp liber, citesc. Și mă lăsa să citesc. Nu mă deranja niciodată. Da. Uneori se termina programul, tot, eu eram încă acolo cu cartea și mă lăsa pe mine în birou să stau până când o puteam. Pe de o parte. Pe de altă parte, datorită lui, am mai cunoscut câțiva oameni valoroși. Atunci am aflat eu că sunt niște oameni valoroși. De pildă era Gabriel Georgescu, care a venit de vreo două ori în vizită la Nae Antonescu la birou. Și atunci mi-a spus cine e Gabriel Georgescu. Nu? Atunci așa am reușit să-l văd. A mai fost Scurtul, tot așa. Vasile Netea. Parcă așa, da. Netea, da. Că am fost și cu dânsii într-o călătorie la Tășnad. Apoi, nu, și mulți alții. Și tot datorită la Nae Antonescu, că nu aveam contact direct, i-am cunoscut și pe tinerii de atunci care erau, care au devenit scriitori, care scriau. Și pe Dorin Sălăjan, și pe Vulturescu, și pe Bledea, și pe Vădan, Ulmeanu. Nae îi sprijinea, le urmărea activitatea. A apărut un fel de cenaclu, mai mult s-a ocupat de el Savinescu, nu Nae. Și Ioan Slavici se numea. Ioan Slavici, cenaclu, da. Și acolo m-am dus eu de câteva ori și am cunoscut pe câțiva dintre ei. Nae îi sprijinea, tot așa discret, nu era deloc dur, nu respingea. Chiar dacă erau stângăcii destul de multe în creația de început. Fiecare are de asta. Dar el cerea, în afară de inclinație, de talent, de voință, de efort, cerea cultură. De la scriitori avea pretenția să fie oameni de cultură. De aceea nu s-a grăbit să scrie despre ei până când nu și-au desăvârșit studiile. Și pe măsură ce parcurgeau și desăvârșeau studiile, Nae îi lua în atenție și le îi sprijinea cu intervențiile lui, care erau de o competență deosebită, mai cu seamă că nu însemna numai analiza valorii literare a creațiilor, ci le cunoștea și drumul pe care l-au parcurs până când au realizat acest lucru. Și asta mi-a plăcut mult la Nae. Altfel,
era casa corpului didactic, era o instituție destinată cadrelor didactice, a stimulat și creația dascălilor. N-au fost mulți dascăli care să manifeste, să se afirme pe tărâmul literaturii, dar prin intervențiile lui Nae la cercurile pedagogice, la întâlnirile cu profesorii de limba română și literatură română, se stimula oricum o pregătire de specialitate mai susținută. Și de ce considerați că dascălii nu reușesc cumva să scrie mai mult? Le ocupă prea mult timp? Nu. Bună întrebare. Nu. Acum că vreau să fac legătura cu ce a scris Vasile Lucaciu, cât a fost dascăl, dacă a fost și preot, dar cât a fost dascăl în Satul Mare, aveți acolo lângă dumneavoastră cele trei volume pe care le-a scris. Și da, am observat și noi acest lucru. Una era să fii dascăl pe vremea lui Vasile Lucaciu și alta să fii dascăl în perioada comunistă. Asta e o și diferență de care trebuie să ținem seama. Da. În zilele noastre trebuie să ținem seama de faptul că învățământul a căzut prăpăstios și că s-a separat de cultură. Că nimeni nu mai susține ca școala să sprijine și să promoveze cultura. Nu este părerea mea. Este o părere care e răspândită în toată societatea. În toată societatea. Mulți ani. Au fost și profesori care scriau, au fost profesori care n-au fost ei talentați, dar au sprijinit elevii să scoată niște reviste școlare, niște reviste literare, să facă niște cercuri de poezie, de literatură prin școli. Asta s-au făcut. Da. Și la Tășnad era Viorel Rus, de pildă, care sprijinea foarte mult treaba asta. La doamna Stanca actual, la Slavici, da, la fel. Se și spune că, ca și în cazul artiștilor plastici, un scriitor care intră în învățământ se poate considera aproape ratat. Și lucru valabil sigur. Și în cazul profesorilor universitari. Pentru că profesia de artist nu e aceeași cu cea de cadrul didactic. Să vă citesc nu ce... didactica e de vină, ci destinatarul care te solicită. Într-un fel, ești solicitat ca dascăl și altfel ca artist. Artist, de regulă, solicitarea este un stimul. Ca dascăl e discutabil. O să vă citesc o zicere. Nu cred să fi reușit să înșghebez o frază echilibrată după legea armoniei cosmice decât după 10-15 ani de trudă specializată, zice Eugen Lovinescu. Da. Dacă e vorba de proporții cosmice... Și cum se grăbesc tinerii de azi și unii, nu numai tineri. Da. Dacă mi-ați permite despre instituțiuni filozofice, da. Să nu uităm că am mai scris logica, metafizica și alea. Toate deci, sunt aici. Toate sunt. Au fost reeditate cu ocazia centenarului. Da. Am avut lansarea la Poesis în 2019. Așa l-am aniversat atunci pe Vasile Lucaciu. Prima reeditare după... Aceasta este a doua. Prima a fost la editura Dacia, care a fost... Focalizează pe carte. Da. A fost și editorul și Vianu Mureșan cel care s-a ocupat de reeditarea. Am vrut să vedeți așa... Pe scurt, deci, dacă nu și-ar fi dedicat viața, ca să spun așa... Politicii. Așa... cu siguranță ar fi reușit mai mult pe tărâmul scrierii. Un filozof, așa cum și frate ar său, fi mers sigur. Pe linia mai oresciană, deci așa, eminesciană. Da. Uitați ce vreau să vă spun, câteva cuvinte ale lui despre 1881-1884, atunci a scris 5 volume, sunt 3 volume, deci 3 volume. Voiesc a mă lupta cu armele cuvântului pe terenul civilizației. Așa, în interesul neamului meu. Asta a fost unul dintre crezurile ale lui Vasile Lucaciu. Dar aș vrea să vă spun că
Oricât au fost mici chestiuni, deci în receptarea lui Mihai Eminescu a lui Lucaciu, uitați, el a mers totuși pe urmele lui. În 1870, cine merge, toate, e prefață și toate acolo, Eminescu la Federațiunea, zice, să facem un congres pentru definirea de sine a poporului român. Deci iată cum acești oameni așa aveau o singură idee și să nu uităm pe episcopul Inocenție, deci așa, Nicu Klein, pe George Maior, deci din Sărăuad, care înainte fuseseră câțiva piloni care bătuseră țăruși pentru această unitate. Și Vasile Lucaciu, după studiile pe care le-a făcut, avea o cultură extraordinară datorită contactului cu Viena și Roma, propaganda fide, știți? Așa, deci iată cum s-a ajuns la această idee de unitate a poporului român. Și mai mult închei, deci, ideea asta, s-a vorbit despre PNCCD. Am citit un studiu a unui băimărean, așa că Vasile Lucaciu ar putea fi primul dintre cei care a pus bazele acestui concept, deci de creștin-democrat. Creștin-democrat, deci așa, și are citate de acolo. Nu puteam să mă duc neapărat pe această idee, pentru că apar foarte multe lucruri, dar, repet încă o dată, noi, Satul Mare, suntem datori cu această idee, deci pe care trebuie să o sprijinim noi ca intelectuali, să-l facem cunoscut, să chemăm academicieni, să chemăm oameni importanți, ce s-ar putea aduce în plus. Bine, mergem și mâine și o să depunem o coroană, da, și alții o să vină și o să depunem o coroană. Dar trebuie lămurită 21-22. Cât ți-a trebuit ție până ai găsit data morții? Da, mult mi-a trebuit și, din păcate, colegi de reaslă, istorici, alți istorici au zis și că... Și știm cu clădirea respectivă și, deci, e un strigăt în zadar. Da. Aș vrea să vă spun că mai sunt câteva capitole, deci așa, ale lui. Deci chiar cu aceste detenții, vă amintiți și ideea, deci cu... A apărut în Tribuna un articol pe care l-am citit și eu, așa, în care e apărarea unor țărani bătuți de jandarmi. Da. Și pur și simplu face pușcăria a doua. Vă amintiți că în cârca lui s-a pus ideea că a explodat casa notarială de la Ferenziu. Da, deci a fost un proces. Și de fapt a plătit o amendă, a plătit așa mai departe. Și așa acolo a fost achitat. Notarul. Da. Dar cea mai asupra căruia vă rog să acceptați să o spun, pentru că e de actualitate. Deci iese el din închisoare de la prima dată la Satu Mare, apoi la Vaț, la Seghedin, știe toată lumea, așa. După ce iese din închisoare, pe cine îl atacă? Pe episcopul primat, așa, Ester cum? Deci am aici notat, nu este cazul, știți de ce l-a atacat? Pentru că sprijinea organizația iredentistă care lupta împotriva românilor, MCHE. Înainte de a veni aici, m-am uitat pe internet. Să știți că această organizație MCHE și acum ființează. Da, printre foarte multe lucruri frumoase și bune, domnul George Vulturescu a spus și câteva inexactități, dar e în stilul lui. Domnul Vulturescu, Adriana Zaharia, cred că n-are scris decât vreo 800-1000 de pagini din lucrare de doctorat pe Vasile Lucaciu, așa că dacă o să explici mult, o să-și dea înapoi lucrarea și începe alta. Mai nou mi-a spus așa, eu aștept altele, lucrarea ei. A găsit, nu, niște interviuri în presa franceză despre... Da. Deci iată de ce trebuie să facem. Da, e un personaj Paris, foarte, da, foarte personaj, complex. Da, foarte complex. Deși s-a scris mult și se spunea că nu mai este nimic, da, nou. Da, credem că știm tot, depunem o coroană și cu tot. Nu, profesorul Nicoară spunea că Adriana Zaharia este cea mai mare cunoscătoare a lui... activității D.R. Vasile Lucaciu. Pentru am că spus noi înainte. Cunoaște, noi sunt mărene, am spus că ne-am dat seama. Trebuie să dovedesc, da. Trebuie să și dovedească, da.
Deci nu numai acum e o doamnă în fața noastră, se cuvine ca bărbați și poeți să spunem, deci nu numai că a găsit datele istorice și le-a ridicat, dar s-a luptat pentru ele. Da, dar știți ce e interesant? Monumentul, statuia lui de la Satu Mare are un destin aproape identic cu personajul. Această statuie ascuns, exilată, a fost deci concursul pentru ridicarea statuii pornit în 1926. 10 ani a durat după ce este realizată statuia sau să dă răspuns la licitație. Aurel Pop pierde licitația în fața lui Cornel Medrea pentru că Aurel Pop făcuse o statuie de cel puțin 12 metri, o chestie uriașă, cu personaje, cu așa. Cornel Medrea a realizat această statuie, a pus-o în fața Ateneului Român, cred că în 1 decembrie 1935, nu? A stat 36, după care statuia a trecut Carpații, a fost instalată aici, în Satu Mare, în 1940. Este în Piața Republicii. Nu, aici a fost pusă inițial, în 1936, aici este locul unde ei. Unde este acum. Da. Așa, doua oră deci a fost. Așa, pleacă de aici, pleacă la Lugoj. La Lugoj, unde stă până în 40, unde stă vreo 2 ani. După care merge la Alba Iulia. Trebuia să fie topită la Lugoj. Stai puțin. Ajunge la Alba Iulia, stă în cetate. În cetate. Și abia în 57 a fost aruncată în șanțul cetății. Așa cum și Vasile Lucaciu la alegerile din 1921 a fost aruncat într-un șanț lângă Târgu Lăpuș. Ei, statuia merge înapoi la București, stă în curtea lui Cornel Medrea câțiva ani, buni, după care trece din nou Carpații, este instalată în curtea liceului Eminescu, bătută în cuie. A stat în curtea liceului Eminescu. Eminescu de la Oradea sau Arad. Da, culcată, nu? Da, culcată, normal. În curtea liceului Eminescu aici am uitat chestia asta. După care este fixată, instalată pe strada... Actuala strada Lucaciu. Da. Lucaciu. Iar după 90 este adusă din nou la locul inițial. Deci până și statuia acestui om a avut aventurile ei. A fost întemnițată și ea de câteva ori. Întemnițată, deci asta înseamnă destin comun. Da, așa. Deci, da. Și încă ceva, vorbind despre acest lucru, cred că avem aici niște imagini. Da, am să rog colegii din regie ca să ne dea. Da, așa. Deci a fost instalată în față la Dacia. Deci vedeți după, câte mai avem după noi de lucru în după Satu Mare, ani, dacă vrem să cinstim centenarul acesta. Între anii 70 se instalează fântâna lui Domokos Lehel, cum îi cunosc, sau izvorul de piatră. Ei, cum se vede pe ecran, acea axă. Axa face legătura între Dacia și statuia lui Vasile Lucaciu. Am vorbit cu Dumitru Pecuraru aseară și, sau când. Deci așa se leagă, dar să vedem, apare de aici un alt personaj, pentru că Dacia a fost ridicată în timpul primarului Herman Mihali, și ajungem fost la procuror și în comisia care l-au condamnat pe Vasile Lucaciu. Nu l-a condamnat, a fost în comisie, care l-au judecat. Care l-a exclus din calitatea sa de membru în Consiliul Orașului Vasile Lucaciu, pentru că plătea impozit dublu și după salariul său de profesor și după locuința pe care o avea în Satu Mare, putea să acceadă ca membru în Consiliul Orașului Satu Mare. În fine, a fost o comisie care a hotărât că nu merită să intre în Consiliul. Înainte de a trece la Domokos Lehel, rog să-mi permiteți... Pe curare au fost un pic de acord, dar nu prea, așa cu ideea Brâncuș, coloana infinitului, linia aceea, vreau să dați imaginea aceea, dacă reușiți, pe care a făcut-o Oana, linia aceea între Dacia,
între fântână și statuie, deci este superb. Da, deci, este pe... Deci e, cum e la Târgu Jiu, coloana, poarta, știți foarte bine și cu toate. Satul mare, iată că avem niște lucruri totuși simbolice și trecem cu ușurință pe lângă ele. Dar da, vedeți că lucrările de artă, ca și cărțile de altfel, apropie oamenii. Sigur. Apropie personaje care fie au fost într-o dispută, fie într-o relație de prietenie. Și arta le apropie. Asta a făcut acest Domocoș Lehel. Da, deci readuce în actualitate o problemă. Pune față în față două simboluri. Pe de parte statuia care reprezintă pe Lucaciu, pe de altă parte cea mai frumoasă clădire reprezentativă pe Dacia, pe care zic eu, chiar dacă clădirea Dacia este așa cum este sub o prelată, când va fi restaurată, merită o efigie, dacă nu chiar o placă pentru acel Herman Mihali. Sigur. A făcut foarte multe pentru satul mare. Păcat că maghiarii fac ce fac, dar uită personaje care, maghiarii, care chiar au contribuit la maghiarii știu imaginea acestui oraș. Acele volute, deci din fântâna lui Domocoș Lehel, sunt de fapt simboluri ale maghiarilor. Deci așa. Iar deci da, deci ar fi frumos să știe, deci așa, noi știm acest lucru, dar arta, ceea ce ai spus tu, nu, asta nu trece peste aceste lucruri. Nu, deci sunt deci simboluri peste aceste lucruri. Art Nouveau și da. Nici verdele, nici Art Nouveau, nici secesiunea ungurilor, pentru că când este un o să, absolut. Puteți o să-mi dați un cuvânt să spun despre Domocoș Lehel. Poftiți. Da. Așa. Despre albumul, evident că eram și eu venit, dar mai de aproape în satul mare, ca și colegul nostru de la revistă și profesorul, deci eseistul Alexandru Zota, eram venit în satul mare și l-am cunoscut în grupul acela de artiști, pentru că atunci eram un boem, deci atunci eram cu adevărat un scriitor. Stăteam numai cu scriitorii, nu aveam un loc de muncă, în sfârșit, atunci am cunoscut pe toți scriitorii și ce generație. Ei bine, deci l-am cunoscut pe Domocoș Lehel și vreau să vă spun că știți toate aceste lucruri, nu trebuie să spun, a apărut în satul mare, deci în două locuri este Domocoș Lehel, în două locuri. În această, deci, artiști plastici din satul mare, unde frumos Mihai Nadin are un text foarte frumos despre Domocoș Lehel și e valabil și astăzi, pentru că i-a prins o esență, deci, a lucrărilor sale. Bun, nu despre asta vreau să vă spun. Ei bine, când am venit eu la Direcția de Cultură, deci împreună cu Munteanu, Eugen Munteanu, am finanțat această carte cu o prefață a mea, Există o artă plastică sărmăreană. Vreau să vă spun că e ultima dată când a apărut Domocoș Lehel înainte de a pleca. Iată, lucrarea este la locul de muncă, o știți cu acea roată dințată și așa mai departe. Era un om, era un pic mai în vârstă decât mine, era născut în 45, nu? Cred că, da, 45 era născut. Era apropiat de tine, de Pintescu, de așa, cei de acolo, în sfârșit. Dar am avut câteva întâlniri plăcute cu el, după care știți că a dispărut, dar Măgura. Stați puțin, George. Da. Avem aici un album, adică așa, să nu vorbim aia trebuie să ajungem da. Acolo, deci, deci da. Este un album, poți să-l prezinți la cameră. Da, după așa zisa campanie de presă, din, în urmă cu 2 ani, mi se pare, Oana Păcurar a realizat un album, așa, unde sunt adunate, toate adunate lucrările. Și lucrările lui Domocoș Lehel, dar și aparițiile lui în presa centrală.
îl găsim în România Literară pe prima este pagină. O monografie, este o monografie. Da. Și sunt, a fost într-adevăr un mare artist, un mare sculptor. Poți să areți bucată cu bucată la așa. Și uite cum se întâlnesc destinele și oamenii. Deci dacă această fântână nu ar fi fost propusă într-un proiect neglijent să fie dărâmată, înlocuită cu altceva, acest artist, mare artist, ar fi rămas într-un cont, ar fi rămas necunoscut, practic, uitat cu desăvârșire. Absolut, da. Și deci trebuie să arătăm, Adriana, dacă poți, revistele românești, România Literară, da, s-au arătat numai cele. Deci românii l-au prețuit, să nu uităm că el a luat premiul Paciurea, nu în satul mare, deci Bursa, ci la București. Deci asociația, da, a stat 2 ani. Da, deci asociația de la București i-au dat. Sigur. Deci este un artist reabilitat. Absolut. Deci, reabilitat. Și așa trebuie făcut când avem astfel de ocazii și cu scriitorii. Sunt foarte mulți scriitori care ar merita. De exemplu, Anderco, nu? Ce se Anderco? Eu am un manuscris de la el, nepublicat. Posibil, l-am cunoscut și eu personal, tot datorită lui Nae Antonescu. Am făcut noi o comemorare a lui În Baia Mare. La Baia Mare. Apropo de Baia Mare, Lucaciu, ar trebui să facem ceva, să apropiem și Baia Mare, satul mare, pentru că baimărenii sunt și ei orgolioși, trag totul către Baia Mare și Șești. Și ei și-au propus să facă o statuie a lui Lucaciu, dar sădmărenii au fost mai harniți și au luat-o înainte, tot în perioada interbelică. Deci, uneori mai trecem noi în fața, adică trece satul mare. Trebuie să trecem și mai departe. Da. De exemplu, satul mare trece în fața, în secolul XIX, Baia Mare era o mică localitate nesemnificativă și chiar până, chiar și în perioada interbelică. Sighetul era oraș mai cunoscut. Sighetul. În teatru a luat înaintea băimărenilor, să spunem așa, sigur, tot legat de Alexandru Ferențiu, avocatului lui Lucaciu. În casa acestui avocat a avut loc a doua reuniune de adunare de fonduri pentru teatru în limba română. Anul acesta, deci avem de lucru. Avem de lucru. Da. 150 de ani. Până nu am văzut noi, deci casa de pe Mircea cel Bătrân numărul 18, curtea este locuită sau ocupată de persoane, cum să le spun, de romi. Așa era și casa în care s-a făcut istorie. În această casă s-a născut și primul primar, Alexandru Ferențiu. În această casă era primit Tonița când venea la Aurel Pop. În această casă se adunau memorandiștii și intelectualitatea românească, nu numai din zonă. Din zonă, da. Iosif Vulcan participă la reuniunea asta și scrie, toată lumea a plecat la distracție, iar eu stau și scriu un articol pentru familia. Da. Îi enumeră pe toți cei prezenți și la sfârșit zice: dacă am uitat pe vreunul, are să mă ierte, dar... Da, și rămânând un pic și la familia Ferențiu, sunt 150 de ani de când s-a născut primul primar român de satul mare, tot anul acesta, în 28. Deci în același an se năștea și Alexandru. Vreau să vă spun că asta e ideea mea, avem de lucru, anul acesta este plin de evenimente. În afară de paginile acelea, deci în acel dicționar pe care l-au făcut muzeografii noștri cu cei doi Ferențiu, așa, ar merita o carte, deci despre ei, despre ce au făcut. Vreau să vă atrag atenția, iar o să spui Dumitru Pecuraru că a găsit Vulturescu, dar în vizită la această casă, cine credeți că vine? Vine Roman. Deci vă amintiți care a făcut Alexandru Roman de Beiuș? Profesorul de română de la Budapesta. Și știți că prima dată când a apărut, deci Doina,
era dedicată, da, de fapt, lui Roman. Lui Roman. Deci, da, iată ce ciudată este istoria și pe această melodie populară, deci așa, făcută de Bocu, un oltean, așa, a apărut pe urmă, deci a fost mai puternic Lucaciu și a, da, a luat. Un rol, deci, un rol esențial a avut Constantin Lucaciu, fratele lui Vasile, vizitându-l în închisoare, descrie într-o scrisoare publicată în foarte multe... În Tribuna și în Voința, da, Națională de la... Așa, și descrie exact aceeași atmosferă din Doina de mai târziu. Mm-hmm. Stă... Mă rog. Ea era într-un cântec, deci, popular. Da, sigur. Deci asta, despre, vorbeai despre legende. Ei, așa se creează legendele. Și să nu-l uităm... Deci, pe Grigore Maior, că și el a fost la Muncaci. Prima dată robii Muncaci, așa, da. Deci primul care a fost, nu mai ascultați un pic. Plouă, plouă prin copaci, eu sunt rob azi în Muncaci. A scris-o chiar Grigore Maior, așa. Plouă, plouă, iarba crește, muntele înverzește, așa, dar al meu nor nu sosește, nici nu se ivește. Unde sunteți, frații mei, voi prietenii mei? Deci, ba, dacă am fi la cafenea, deci, ea spune, spune unde bate George. Deci vreți tot doină. Deci eu spun că legendele, miturile se suprapun. Nu există un mare poet, să zic, sau, da, un mare creator recunoscut ca atare dacă în jurul lui nu se creează o legendă. Păi, asta a făcut și Titu Maiorescu în modul în jurul de a perpetua acest, absolut, sigur. Valorile pe care le-a, sigur, creat. Sunt în jurul lui Petru s-a creat o legendă, și mare scriitor, Rilke, toți legendă s-au creat. Cu datele de naștere și de moarte, legendă cu închisorile lui, legendă cu... uite, unde au fost istoricii noștri? Numai acum ați scris în ziar despre momentul acela trist de la Baia Mare, deci în care a fost bătut și aruncat într-un șanț. Acel deci moment este șanț, scris tot de un ziarist, Tiron Albanii, deci, în monografia, vedeți, din 1936. Deci avem multe, da, multe lucruri aici de rezolvat. Ajungi aproape spre ideea de martir. Adică, da, Lucaciu este, da, bătut, să fie lucrurile foarte clare, de liberali. Da. Absolut, deci, da, după 1918, din recunoștință față de Averescu, se înscrie în partidul lui Averescu. Deci, da, vreau să pentru găsesc că PNL-ul după unire a zdrobit tot ce exista în Transilvania. Tot. A câștigat alegerile, au organizat două rânduri de alegeri, separat în vechiul regat, au câștigat alegerile, deja era partid de guvernământ și au organizat alegeri și în Transilvania. Deci, da, încă de la început, Transilvania, încă din primii ani de după 1918, a fost oarecum văduvită. Eu am mai găsit ca o legendă, doamna Adriana, aștept cartea ta și cu tine vreau să mai discut despre bunicul lui Mihai, deci așa, da, bunicul, da, lui Mihai cel din Napa, care a fost rob, deci că nu și-a putut plăti datoriile, deci așa, și atunci cei care nu își puteau plăti datoriile, li s-a confiscat casa și a fost rob la unde? La Contele Caroi. Da, care... este în monografia, deci, lui Iuba. E adevărat. Dar deci, dacă rămânem la capitolul legende, nu, chiar o să vă trimit, nu o să citesc eu acum, și George Coșbuc i-a dedicat lui Lucaci o poezie, însă... care a fost publicată în Tribuna din 1892. Nu știu dacă știți, poetul George Coșbuc, părintele lui Vasile Lucaciu. În sfârșit, da, ceva care nu știa George Vulturescu. Nu. Am să vă trimit poezia. Da, ce noi o să discutăm, aș vrea să știe sădmărenii. Deci, doamna Adriana, aș vrea să știe sădmărenii. E de datoria ta, lucrând la această carte, să scrii și să arătăm despre aceste lucruri, deci de... părinții lui, bunicul și așa mai departe. Deci încă vedeți, eu numai vreo 5 mistere și mituri încă care nu sunt coapte. Deci în jurul lui am putea, suntem datori noi generația aceasta. Și închei, nu mai spun nimic și îmi cer scuze de la voi. Uitați, apropo, deci Lucaciu Eminescu, cu care știți că m-am ocupat, dar nu e cazul acum, deja așa,
În perioada în care trăia Eminescu, deci 1850-1889, ce credeți că ce generație era în Satu Mare? Petru Bran, 1821-1877, Ioane Marcu, 1831-1886, George Marchiș, 1836-1884, Ludovic Mărcuș, cel deci de acolo. Ce o generație puternică! Acești oameni au trimis o scrisoare, o știm de deci așa, președintelui Academiei, care era atunci Ghica, Ioan Ghica, deci cred că așa se numea, așa, și din ramura ghiculeștilor, o scrisoare în care au luptat cu împotriva lui Titu Maiorescu. Unde mai vedem noi asemenea generație? Eu vă spun, a mai fost o singură generație culturală, evident nu atât de mare. Generația Ion Bledea, Vasile, deci Sălejan. Dorin Sălejan, Gheorghiade, Zota, Vulturescu, Baias, acești oameni, nu zic nimic de Dumitru Păcuraru, că nu-i frumos să vorbesc în casa lui, așa, acești oameni, toți am dat cărți, am publicat și ne-am afirmat, Vădan, sigur, deci Vădan, Ion Balas și așa mai departe, Pintescu. Ne-am afirmat în, da, Pintescu. Sigur, Pintescu, deci așa, ne-am afirmat în plan național. Salinescu, eu am aruncat numai această idee, de, așa, da. Fără niciun sprijin decât da. Prin forțe aici proprii. Aici deschizi încă un subiect dureros. Tânăra generație de scriitori din Satu Mare. Care aproape că nu există. Sunt câțiva, foarte puțini. Foarte puțini. Există... Și... Aș putea să vă ofer niște argumente pentru constatarea asta da. Pe care am făcut-o. Când am lucrat cu Nae Antonescu, după ce am trecut la inspectorat, răspundeam de profesorii de limba și literatura română, deci de modul în care se învață limba română în județ. Era destul răspundere. Dar, în afară, aveam un principiu pe care dascăle l-au înțeles și l-au acceptat și l-au aplicat. Nu didacticismul, metodica, nu știu care și mai departe. Cu cât stăpânești mai bine specialitatea, cu atât găsești și mijloace de a transmite valorile către copii și către ceilalți. Și ideea asta le-a plăcut la foarte mulți dintre dascări și a făcut acest lucru. Tot de la Nae Antonescu am luat o idee bună. Invitam scriitori în Satu Mare la activitățile dascărilor profesionale. Invitam scriitori în Satu Mare. În Satu Mare a venit Eugen Simion, a venit și Piru într-o vreme. Au venit mulți scriitori de la Cluj, de la Steaua, au venit de câteva ori, aproape toată redacția. Teodor Mihadaș, Virgil Nistor, Poantă, Uricariu, Adrian Popescu, care și acum au fost o generație de scriitori care s-au afirmat și care au venit cu plăcere la noi pentru că se purtau în dialog, pentru că era contactul direct cu creatorul, nu mai trebuia să vină prin... Asta este ideea. Nu erau, n-au venit pentru oficialități. Nu, nu. Da. Vă rog să zic, n-au venit. Așa cum nici la Poesis n-au venit pentru... Absolut, deci n-au venit. Nu. N-au venit pentru că cunoșteau cărțile noastre, ne cunoșteau pe noi, așa se întâmplă. Fără să se supere ei, deci așa... Deci, de asta am mai discutat și zicea și domnul Păcuraru, scriitorii sunteți așa un fel de castă, am putea spune, vă cunoașteți în orice județ, ați merge, cunoașteți pe cineva. Sau în orice județ a merge noi, toată lumea a auzit de Dumitru Păcuraru sau George Vulturescu. Da, deci ați rămas uniți, poate de aceea sunteți, aș întrezi să spun un pic, și invidiați, așa că vă știți. Ne unește actul creației, nu înseamnă că neapărat suntem toți mari prieteni, că ne pupăm în bot. De exemplu, câte lucruri dureroase și spune Păcuraru, mie, așa, și tu pe care tot ne întâlnim, și domnul profesor și alții și așa mai departe. Deci, nu ideea aceasta de gașcă și de confrerie, cafe, de cafea.
ci ideea creației, ideea culturii de valoare. Noi am știut că dacă facem o revistă la Satul Mare, dacă ne publicăm numai noi între noi, noi doi, trei care suntem aici, nu putem să atragem pe nimeni. Noi trebuie să ne ridicăm la nivelul lor. Și cum am încercat și eu, deci Dumitru și Santu, deci în învățământ, aducând pe oameni să vadă colegii noștri, cum sunt acești oameni mari. Dar să știți că această idee era și pe vremea lui Lucaciu, ideea aceasta de, desigur, de reuniune de care ziceați. Eu nu pot uita un moment care a fost emoționant pentru mine. Avem o întâlnire cu Eugen Simeon la Colegiul Slavici, în sala festivă. Bineînțeles, oamenii s-au adunat, am venit cu Eugen Simeon, ca gazdă l-am condus. Când a intrat în sală, s-a ridicat în picioare toată sala, fără să auzim niciun zgomot altceva, numai s-a ridicat în picioare. Când a făcut primii pași pe culoarul de întrebări, au început aplauzele. Iată deci, linia... Nu i-a pus nimeni să bată din palme, deci, nu i-a pus nimeni să... La una dintre vizitele lui Eugen Simeon, șofer era Ioan Nistor. Noi eram în mașină și s-a, de emoții, la un stop, sau nu am mai putut porni motorul și ne-am dat jos și am venit cu... Am condus, cred că la liceu ăla era Eugen... Și pe toate treptele, da, până la Nistor etaj. Nistor a rămas să-și pornească mașina, dar era foarte aproape. Era aproape de Biserica Sandu, cu lanțuri. Deci, vă amintiți, pe toate treptele până la etaj erau elevii de dobr și era... un cor, deci care cânta. Dar vorbind despre Eugen Simeon, anul înainte de pandemie planifica să vină să stea la Poesis o lună de zile să-și termine o carte. Din păcate a apărut pandemia și proiectul s-a amânat. Eu am avut bucuria. Sunt dator la să l-am ca oaspete de mai multe Satul Mare, inclusiv acasă, și m-a sprijinit, de pildă când mă pregăteam pentru doctorat, deși era ocupat, era la Academie. A dat un telefon, eram în București, zice, hai, vine, acum când poți ajunge. Am ajuns pe la ora 11, știu că era ocupat, nu numai că mi-a spus, dar încercau alții să intre la el în birou când discutam noi. Aproape două ore mi-a spus că e bine, am ales bine tema și că este o temă interesantă și să scriu mai departe despre parabola literară, pentru că nu este o temă abordată. Deci și-a găsit timp pentru mine, venind de la marginea țării acolo, să mă sprijine, să mă încurajeze să fac un act de cultură. Da. De altă parte, fiindcă veni vorba de mijloacele de a pune în valoare creație literară în special. Noi am pierdut ceva. Editura asta pe care o făcea Aurel Pop, Citadela, scotea niște cărți ale sătmărenilor, cu niște valori mai mici și așa mai departe. Și eu am făcut acolo, că eu n-am... Singura carte care mi-a fost sponsorizată a fost sponsorizată de Vadam. El a procedat, nici nu l-a spus măcar. Nu mai am dat manuscrisul și l-a publicat el. E o carte, nu mai țin minte care, de lingvistică. Nu știu. Totuși trebuie să le eșeuri de imaginație la edituri puternice. Asta este o treabă. Deci, editurile sunt contează, sigur, și pe plan local, sigur, merge. Dar pe plan local era o modalitate de a sprijini, de a încuraja... O editură locală, dar, uite, de exemplu, George Vulturescu a publicat o carte la editura Academiei, eu am publicat la RAO. Nu, contează editura. Sigur, la Dreacu's Arte, deci contează foarte bine. Înainte, când nu erau atât de multe edituri, când îți apărea o carte la Galiban sau nu știu unde, aia era o consacrare deja. Sigur. Nu era deci orice comerț, să știu cum contează foarte mult editura. Contează prestigiul editurii. Prestigiul editurii care se răsfrânge și asupra cărții. Editurile aveau un aparat. Și la o editură care se respectă, nu
nu tipărește orice carte. Oameni foarte bine pregătiți erau angajați ai editurilor. Lectorul de carte, cel care dădea avizul pentru publicare, știa... Dacă acceptați o completare, m-a întrebat doamna Adriana, dar completarea e scurtă cu Eugen Simion, totuși premiul cel mare, singurul premiu, vi l-a dat revista Poesis. Și când a vorbit și a zis, păi cine sunteți voi acolo? A, zice, îl știu pe ăla, îl știu pe ăla. Bine, mă duc. Știți, vreau să vă spun, nu pot să vă dau o sumă oarecare. Lasă suma, nu mă interesează, mă duc pentru voi. Și iată un lucru important. Revenim la Lucaciu, care ne unește și în țara asta. Deci, da. Ce am văzut la voi, deci cum ați arătat acum, puțin reușesc să vadă că Lucaciu a recitat sau a cântat acolo. Iată ce am găsit și eu, deci eu o să te rog și pe tine, deci așa să te mai uiți. Așa, un argument al legăturilor cu studenții vienezi este faptul că Vasile Lucaciu fusese elev al liceului Premostrates din Oradea, de unde o seamă de tineri și continuă studiile la Sfânta Barbara din Viena. La Oradea, asta voiam să vă spun, Lucaciu era cunoscut ca unul care frecventa adunările societății de lectură, unde îi plăcea să citească poezii. Și în revista Familia, ți-o semnalez dacă da bănuiesc că ai văzut-o, relatează o adunare în care Vasile Lucaciu a recitat poezia Orfana din Munți de Andrei Mureșanu. Deci sunt mai multe, n-am putut să văd decât un singur număr am prins eu. Acolo s-a întâlnit și eu păstrez mai departe ideea pe care am lansat-o și în această carte. Singurul Săn Mărean care s-a întâlnit cu Mihai Eminescu, da, este Vasile Lucaciu. Și să știți că, tot pomenindu-l pe Eugen Simion, chiar în ultima a fost coordonatorul operei lui Slavici, reeditată de opera lui Slavici de Academia Română, dar și am găsit în memoriile lui Slavici că, într-adevăr, Vasile Lucaciu făcea parte din cercul restrâns care era agreat de Mihai Eminescu atunci când mergea la Viena. Slavici a specificat Vasile Lucaciu din Sătmar, nu? Din Sătmar, cred că așa exact, era, deci, nu? Da. Lucaciu, adică Slavici, care fusese pe jos aici și văzuse toate lucrurile. A venit să-și dea un examen. Da. De da. Dragul Sătmarului. Dar nu vă contrazic nici. În același an s-au și cunoscut. Își dă examenul Slavici, am reținut, 1866. Da. În același an pleacă la Viena, în același an este și Eminescu la Viena. Păi sigur, da, la România da, ajună. Apropo de receptarea unor modele... Receptarea unor modele culturale, da, da. Societatea de lectură a lui Petru Bran... Era după modele, după era la modele, la sigur. Oradea. Da, da, de Petru Bran ar trebui mai spus că a avut un sfârșit tragic, a murit nebun totuși. Da. Da, eu aș vrea să fac o completare apropo de Petru Bran și Vasile Lucaciu. Noi îi pomenim aici în, da, ca oameni de cultură, profesori și așa. Dacă am... n-am omis, dar ei au fost și preoți greco-catolici. Petru Brean a fost chiar protopop, da, de Satu Mare. Vasile Lucaciu a fost preot la Erius în Crai, înainte să fie profesor la Satu Mare, apoi preot la Șișești. Asta așa ca o mică paranteză, dar noi într-adevăr îi cinstim ca mai mult ca oameni de cultură și ca personalități culturale. Așa îi receptăm noi acum. Da. Pentru că în afară de viața religioasă, da, sunt și alte valori care sunt accesibile tuturor. Și sunt naționale, și cele, da, religioase sunt accesibile, numai este o condiție diferită. Așa, pe scurt vorbind, eu m-am convins că o civilizație se bazează pe tehnologie performantă și o cultură pe o credință puternică. Că e credință mitică, pe religioasă și mai departe. Uitați-vă, avansul culturii europene față de alte continente se datorează credinței creștine. Și creștinismul are niște valori etice deosebite și valori creatoare și sprijină creativitatea. Arta s-a desfășurat, s-a dezvoltat în legătură cu religie. Templele, bisericile, da, unde au apărut frecerile, unde au apărut statuile, unde au apărut toate. Strânse legătură cu credința, nu instituția bisericească în sine, da, ci credința oamenilor. Și faptul că mitizăm și creăm niște legende în jurul unor întâmplări
care nu ne sunt foarte clare sau chiar dacă sunt niște întâmplări reale, capătă o aureolă mitică, datorită credinței oamenilor, care proiectează dorința lor sau modul lor de a percepe asupra valorii care vine în întâmpinarea lor. Și asta este o întâlnire fericită între emițător și receptor în cadrul operei de artă. Da, eu aș zice că așa este, cum zice domnul profesor Zota, dar în același timp biserica avea și bani să financeze lucrurile. Sprijinea, sigur. Da. Sigur. De altfel, nu vreau să fac anticipări și așa mai departe, dar cred că ar fi momentul actual ca toate cultele creștine să-și unifice eforturile, pentru că atacurile la adresa creștinismului au apărut, schimbarea de civilizație se produce, tehnologiile au avansat, imigrația vine cu alte valori, de altă parte, europenii pleacă în alte locuri, nu-și mai valorifică propriile credințe și propriile valori. Și cea mai avansată cultură și civilizație se vede șubrezită, atacată din foarte multe părți. Nu e vorba de a renunța la niște particularități în parte. Dogme. Cum ne gândim noi că trăim aici? Eu m-am lovit de mai des de confruntarea asta pe alocuri ridicolă între ortodoxi și greco-catolici. Este o diferență de 4 puncte între ei. Da, păi aici Luca este, în primul rând, o diferență lingvistică. Unii sunt adepți latinizării, alții acceptă termenul cum a venit odată cu creștinismul. Da. Luați Tatăl nostru, rugăciunea creștinească, și spune: și ne iartă păcatele noastre, dincolo ne iartă greșelile noastre. Când a trebuit mai departe să mai modifice un termen, n-am mai găsit corespondentul latin. Precum și noi iertăm greșiților noștri. Sau unii spun Duh și alții spun Spirit. Asta. Sau că Duhul Sfânt pogoară de la Tatăl și de la Fiul. Toate vin de la Tatăl, că toate pornesc de acolo. La început a fost cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Toate, din unul primordial, toate pornesc de acolo. Că trece prin Fiul, trece. Ajungem la Lucaciu, care a scris istoria lui Foțiu, da? Cât a fost închis la Seghedin, urzitorul schismei grecești. Odată. Și singurul argument care îi dezbină, îi ține separat, este acel primat al papalității, pe care cultul ortodox nu îl acceptă. Acolo este o preluare a modelului imperial al Romei, și care s-a justificat tocmai pentru unitatea creștinismului. Da, o chestiune și politică, nu da? Vom aș vrea să intrăm în... Dar diferențele nu sunt de dogmă, de credință, așa mai departe, ci sunt de implicații politice și până la urmă economice. Și ajungem din nou la cultură și politică. Exact. Și cu cât ar fi cultura mai avansată, cu atât aceste diferențe nu și-ar mai găsi justificarea și nicio aplicabilitate practică. O singură idee despre Lucaciu. Eu sunt ortodox. Vreau să vă spun că trebuie să avem grijă ca să-l măream, așa? Ortodox, botezat din greco-catolici, pentru că toți din satele noastre de Cotru eram greco-catolici. Dar eu am rămas la acel botez care nu se poate. Scridon a vorbit despre asta. Vreau să vă spun următorul lucru. Uitați-vă la județele din jur. Ce personalități mari au toate județele din jur. Marea noastră personalitate din județul Satu Mare, ca români, este Vasile Lucaciu. Dacă nu vom ști să păstrăm acest lucru, acest simbol, că e ortodox, că e greco-catolic, că este de toate, noi pierdem totul. Deci noi pierdem totul, pentru că, așa cum spunea santul care a citat din
Vechiul Testament, din toate cele de acolo, rămân în picioare simbolurile mari. Simbolurile mari. N-am avut o personalitate mai completă decât Vasile Lukaciu. De ce spun complet? Ca profesor, a vorbit Sandu, a scris cărți. Deci iată dintre cărțile care sunt și pe masă și altele despre care n-am avut timp să vorbim. Mai departe, deci așa, a fost protopop, deci aici a mers pe jos dintr-un sat în altul, a cunoscut satele când era candidat deci al partidului deci pe care îl reprezenta. Mai mult, s-a dus în străinătate, a vorbit despre România. Activitate a vorbit diplomatică. Cu versurile lui Vasile Alexandrii, a dat citate din Eminescu, a vorbit în Statele Unite, ai scris și știi cât de greu a fost. A fost mai mult, deci a fost dintre puținii români care era primit la Papa. Știți foarte bine acel moment, pentru că a fost coleg și așa mai departe, nu voi repeta. Deci iată această personalitate care a fost îmbrățișat toate treptele europene mondiale, ca să spun așa. Deci această personalitate trebuie să ne unească. Și la regele Carol. Da, avea ușa deschisă. Trebuie să ne unească această personalitate și avem mult de făcut toți pentru ea. Și aș mai spune ceva, așa că mi-a rămas mie pe... Nespus, așa. Neexprimat. Nu numai... Receptăm cultura, receptăm valorile, nu numai personalitățile. Și creația ca atare. Am fost la Negreștile trecute, aseară băieții de la Negreș, Remus Vârnap și Ștefan Haiduc, au avut o emisiune aici. Da, cu Mihai Sălcean. Mie mi-a plăcut foarte mult felul în care ei au dezvăluit ce valori spirituale conține zona Oașului. Nu numai folcloric și muzical și mai departe, și etnografic. Au niște valori umane deosebite, pe care lumea nu știu în ce măsură le cunoaște, dar care trăiesc într-un moment foarte dificil, pentru că astea au fost create de o civilizație a satului, satul ca structură de civilizație și cultură dispare, nu mai este sursa creației, de creativității. Că mai există instituții care conservă o cultură populară, e bine. Că mai există muzeu, că mai există tu, e bine. Să știm ce valori am avut dacă nu mai creăm altele. Dar momentul ăsta în care o structură de civilizație, satul dispare, pentru noi este foarte neplăcut. Și nu numai pentru noi. Dar cultura românească datorează foarte mult satului. Până când România s-a urbanizat, până când poporul s-a intelectualizat, până când s-au creat instituții de cultură și de civilizație moderne, a durat mult. Și toate valorile s-au creat pornind de la sat, de la legătura cu pământul. Acum nu vreau să fac patriotism sau nu știu cum, sunt paseism, ne întoarcem înapoi. Există drepturi, sigur. Există o creativitate științifică, tehnică, aduce niște valori, aduce un confort, aduce multe avantaje. Evident, nu trebuie să renunțăm la acestea. Numai să nu ajungem în situația ca aceste avantaje să ne îndepărteze de cultură. Exact ce se întâmplă da, cu dar în același școala. Timp, în același timp, ca poet, să zicem, luăm un exemplu, un poet. Ce o să realizeze dacă se duce, să zicem, în oraș, stă și ascultă păsările din oraș, se duce la muzeul satului sau în aer liber, ceea ce e o aberație, muzeul în aer liber. Și denumirea în sine. Da, da, are ceva. Nu spune nimic. Ce poezie o să scrie un poet ca George Vulturescu dacă n-ar avea lecturile, dacă n-ar fi participat la cenacurile care am pierdut noi vremea cu bătând țara în lux și la din Moldova în Timișoara, din Timișoara în București, pe unde l-am umblat. Deci are și civilizația rurală, dar e numai stratul ăla fundamental. Atâta trebuie să
Dar satul a avut o viață spirituală. Sigur. O cultură a lui. Am început emisiunile noastre, dacă îmi dai voie, Dumitru Pecuraru, sub semnul lui Eminescu, Ziua Culturii Naționale. Păi uitați ce zi a culturii naționale, cum să o facem noi în satul mare? Ce manifestare avem noi? Deci două mari manifestări legate de Lucaciu. Îl avem pe Micle, deci 100 de ani, deci de la și mai mult. Avem câțiva scriitori care s-au născut și au între 75-80 de ani. Avem aniversări ale teatrului, avem aniversări ale muzeului din satul mare. Deci iată că noi avem mai mult de o zi a culturii în acest an. Aș ruga pe cei care decid în satul mare să se gândească că primarul Ferențiu a rămas prin faptul că a sprijinit cultura. Nu numai gestul acesta să salveze biblioteca lui Petru. Și nu numai cea din satul mare, dar lui se datorează foarte mult, școala Băimăreană, pentru că Baia Mare ținea de județul satul mare. Să aibă grijă să rămână finanțați, cei din Baia Mare erau finanțați. Să rămână legați de cultură, pentru că altfel nu se poate. Eu mă bucur de ce a realizat primarul din Ardut. Ești primar într-o localitate care abia s-a urbanizat, dar acolo vine opera din Cluj și dă un spectacol. Creează o casă de cultură. Mai sunt niște formații artistice acolo. Nu am citit, nu știu eu, nu sunt informat. Există o carte, măcar o monografie a doctorului Mircea, care poartă numele Casa de Cultură. Nu, nu știu. Nu poate ar trebui valorificată viața și activitatea acestui om. Nu, sunt câteva, poate sunt câteva locuri în județ. Sigur, Careiu depășește prin amploarea turismului cu mult satul mare și acest lucru se datorează, trebuie să spunem, faptului că a fost reabilitat castelul din Carei. Absolut. În jurul lui se creează o adevărată civilizație a turismului. Aici aș zice că un rol esențial a avut Oana Păcurar, Adriana Zaharia, Sochi Peiter. Eu eram șofer numai în întreprinderea asta. Să vină într-un oraș turistic. La care în bibliotecă se găsește și prima carte tipărită cu caractere latine din Transilvania. Se găsește în biblioteca pe care am creat-o acolo de vreo 2300 de volume. Iată, după aia, apropo de Țara Oașului, este casa Odiendre. Da. Povestea astăzi că cineva a scris despre casa Odiendre, e făcută tot de Oana Păcurar și de Adriana Zaharia. Știm, noi am casa Vasile Lucaci, unde o să ne deplasăm în 22, după ce se depun coroanele în 22 ianuarie, este reabilitată tot de aceeași echipă. Deci trebuie să existe și cred că asta nu exista în Oaș. Să facem o diferență de la distanță, din avion, diferența dintre Maramureș și Oaș. De ce Maramureșul este atât de cunoscut, se știe promova, se duce la târguri și Țara Oașului a rămas numai cu costumele, cu nunțile, cu mașinile, cum zic ei, bengoase, care vin acasă. Baia Mare a avut niște avantaje. Centrul minier s-a investit mai mult acolo. Sigur, deci și o chestiune de mentalitate, nu? Nu poți rămâne în Țara Oașului numai cu fotografiile lui Maramureșul vorbim. Adică vezi, Oașul e foarte frumos, dar numai în albume. Când te duci în Maramureș și n-ai nimerit într-o zi de sărbătoare, zici, unde-i Oașul, pardon? Zici, unde-i Oașul ăsta? Că numai duminica se îmbracă când se duc la biserică și eventual la lunț sau la nu, nu mai știu. Despre asta e vorba. Pentru că ne apropiem așa de finalul emisiunii, aș vrea să veniți fiecare cu propuneri. Cum considerați dumneavoastră ar trebui să avem o săptămână a culturii românești dedicată centenarului dr. Vasile Lucaciu anul acesta sau ce viziune aveți, domnul Păcuraru? Eu cred că ar trebui mai multe momente sărbătorite. Da. Am putea enumera aici
1-2 mai, când a avut loc, acum 150 de ani, da, a doua reuniune de adunare a fondurilor pentru teatru. O acțiune care ar trebui făcută împreună cu teatru. Da. Da. Și am putea prinde și, dacă și, filarmonică, prinde și importanța și semnificația primarului Ferențiu și așa mai departe, casa și celelalte. Sigur, deci dar, sunt lucruri multe care pot fi făcute. Dar nu trebuie la ideea. Sigur, așa campanie. Deci vreau să... Nu, o preocupare permanentă, scoatem în evidență momentele importante. Deci ar fi util. Băieții de la Casa Creației au un... Parcă au dus un afiș la redacție, au multe un calendar. E, calendar. E trecut numai acolo, nu așa. Se știe ce și-au propus ei acolo, bănuiesc că și-au propus ceva. Pentru că e la propunerea noastră, că nu era trecut. Da, că, dar, sigur, trebuie să te uiți în calendar, repet, și să vezi ceea ce am spus datele de la început, esențiale. Vă rog să-mi permiteți, acel colocviu național. Da, numai să vedem acum dacă suntem în perioada, nu știm exact când se poate, online, sigur, se sperând, poate organiza. Păi se termină pandemia până în decembrie. Până în decembrie, uităm că da. A doua sigur. Aniversare, deci sigur. E din decembrie, deci noiembrie. Și acest colocviu da. Trebuie neapărat organizat și mai mult decât atât trebuie organizat în colaborare cu Academia Română. Română, pentru sigur. Că da. Fratele lui... Cum și cu Petru Lucaciu, da? Inginer de mine, da. Sau așa a donat câteva universități, Universitatea din Cluj, 1.500.000 de lei. 15, chiar vreau, 15 da, milioane, milioane de lei. O sumă în 1926, o sumă enorm, uriașă. Enorm, da. Da, pentru și deci, la un moment dat va trebui cercetat acest fond. Ce s-a făcut cu el? Mai există, s-a dat fost bus, așa cum era. A fost fondul Teancu de la Carei, se... care s-a pierdut. Deci, ăsta nu s-a pierdut, pentru că e Academiei Române. Da. Așa că domnul Eugen Simion o să vină și mai mulți academicieni. Trebuie să facem. Sigur. Trebuie sănătatea unui vreun. Mai cunoaștem și academicienii drept, că sunt cam în vârstă, că trebuie să fii în vârstă ca să fii academician. Se pare. Până la dar 50 acest de lucru ani, trebuie scris despre, Patapievici acest lucru. A luat premiul de Endre, pe care voiam noi să-l dăm la Satu Mare. Acum de curând. Deci de la Budapesta. La Budapesta, da. Și centenarul de Endre nu s-a sărbătorit așa, cum trebuie. Da. Pentru că cei de la Budapesta au constatat că Odi Endre era socialist. Și au trecut peste centenarul Odi Endre. Să-l sărbătorim noi. Pentru că s-a... A trecut, dar da. Noi l-am sărbătorit da. Cât se poate de deci mult. Deci avem multe de făcut. E un an greu pentru că suntem datori. Cei așa care este. Trăim suntem datori pentru cei deci care au făcut. Deci să-l întreb la sfârșit pe George, că mai avem puține un minute. Un minut, și, două minute, da. Așa, cum vede scriitorul George Vulturescu activitatea din Satu Mare de acum 30 de ani, fără Poesis, fără revista Poesis, fără Centrul Multicultural Poesis, fără grădina Poesis, fără cafeneaua în care stăm noi. Cum ar fi fost ceva cenaclu pe undeva pe aici, azi acolo, mâine dincolo, care și-ar fi amintit anumite lucruri, dar ce am adus noi, datorită faptului că nici eu nu am fost singur, și că am avut un grup de oameni minunați deci, în jurul meu și dacă mă duceam la București și când merge și Dumitru Pecuraru, păi cine mai e la Satu Mare? Păi mai e Zota, mai e Vulturescu, mai e Radu Olmeanu, mai e ăla. Deci, vedeți, aceste nume contează. Asta a făcut Poesis Dumitru Pecuraru, știi foarte bine. Deci noi am adunat în jurul faptului că deja... Cum zicea Marino, ia uită-te ce scrie acolo. Păi scrie sus George Vulturescu, scrie Dumitru Pecuraru, scrie da. Alexandru Zota și așa mai departe. Pentru da. Aceste semnături pentru care noi am lucrat acasă, nu știe da, nimeni. Da, noi am avut o șansă în plus față de tinerii da. De astăzi, că noi am ieșit foarte devreme în plan național și am fost receptat. Am ieșit. Chiar foarte peste măsură, eu zic că aproape că n-am meritat zecele de cronici, e părerea mea.
George Vulturescu. Da, am avut bine, multe. Deci o să scrii în amintirile tale cum ne-am dus cu trenul împreună. Știu că o să scrii rău de mine, dar... Eu propun ca să fie subiectul unei alte emisiuni. Ne-am apropiat de final. Vă mulțumesc, domnilor, pentru că ați fost alături de noi. Sperăm să facem, nu sperăm, suntem sigur că noi sădmărenii o să-l cinstim așa cum se cuvine pe dr. Vasile Lucaciu. Da, am inițiat deja și colaborarea cu cei din Maramureș, cu revista Nord Literar. O să ne unim forțele în acest an. Doamnelor și domnilor, rămâneți cu Informația TV. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!